Bună seara, numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube Școala de Trading. Haideți să vedem cum arată Bitcoin-ul. Se pare că n-a putut să rupă rezistența, da? De la 63.635, a luat o rezistență și a mers și a mai testat încă o dată suportul. Era normal să facă chestia asta. Dacă luăm exponențial moving average, o să vedem că, da? L-a ținut chiar foarte, foarte, foarte bine, ceea ce este perfect. Haideți să ne uităm de pe un time frame mai mic. 30 de minute, ce vrea să fac? Păi se pare că a creat o rezistență. Ceva de genul. A fost un fake. Fake. S-a întors înapoi în canal. Ăsta e un canal bearish, adică un tipal canal descendent, care este un sunt șanse să plece de aici în bullish, da? Adică să rupă în sus, da? L-a testat, aici a fost rezistență, era normal să devină suport și acum pleacă mai departe să mai testeze încă o dată 63.636, da? Bun. Haideți să mai uităm la câteva monede care s-au mișcat foarte bine astăzi. Una pe care o iubesc eu maxim este Dotu, care a rupt, da, tiparul și a plecat. Merge să testeze încă o dată 44.85 și apoi next target. Cam aici este. Cam pe aici. Aici a fost rezistența. Sunt șanse foarte mari să o rupă și să meargă ușor, ușor spre 49, da? Se vede clar. Riff-ul chiar foarte bine s-a mișcat. Riff-ul îmi povestea cineva ce cred eu că va face Riff-ul. Păi, momentan suntem la Wave 3, deci 2 s-a dus, ăsta e al treilea, deci ușor, ușor trebuie să zboare de aici. Cât de curând o să-l vedem așa frumos cum urcă parabolic, da? Urcă bine. Da? Bun. Shiba nu se lasă până ajunge la 499, exact de unde a căzut. Da? Ăsta e și motivul pentru care cred că unele monede or să facă chestia asta, inclusiv cu Merifu, da? A avut un spike și o să meargă înapoi să-l testeze cât de curând. Da? Exact cum a făcut Shiba, la fel o să facă și Merifu și sau multe alte monede. Dar e vorba de timp, unele ajung mai repede, adică au mai mult hype și unele ajung mai ușor. Da? Asta e vorba de răbdare, pur și simplu. Acumulează, acumulează și pleacă, acumulează, acumulează și pleacă. Oricum ăsta are potențial să urce frumos. O să urce bine, bine, bine. Bun. Ok. Haideți să mai mergem încă o dată. Câștigătorul este Atom, care a urcat cel mai mult. Chiar spuneam că după ce o să rupă rezistența o să plece, da? Haideți să vedem încă o dată, mai analizăm Bitcoin-ul. Bun, se pare că a rupt rezistența, da? Așteptați-vă până diseară să ajungă la 63.631 și vedem ce face de acolo. Mâine vedem dacă rupe sau mai testează, da? Bun, în principiu cam atât, am vrut să vă arăt, vreau să vă doresc o seară minunată, foarte, vreau să vă mulțumesc pentru mesaje și pentru urări și pentru absolut tot, vă doresc baftă și Doamne ajută!